Bine v-am regăsit, sunt Ramona Pantele și vă prezint jurnalul AgroTV. Seceta puternică lovește producția de porumb și din județul Vrancea. Majoritatea fermierilor din această zonă a țării spun că toată cultura de porumb din zonele neirigate este compromisă. Pe fondul temperaturilor care au depășit cu mult 40 de grade Celsius, plantele s-au ofilit, iar procesele de creștere au stagnat. În schimb, în zonele unde există sisteme de irigat, agricultorii din Vrancea speră că producțiile obținute vor asigura un profit decent. Suntem după 3 ani de secetă îngrozitoare, 2022, 2023 și 2024, cu un deficit de apă încât ne-ar trebui la ora asta un nivel de precipitații de 400 de litri la metru pătrat, încât să refacem deficitul de apă în profilul de sol 0,150 de centimetri. Deci 2 ani am depășit, cum am depășit 2022 și 2023, anul ăsta pur și simplu, nu numai eu, toți fermierii din Vrancea care cultivă la neirigat vom fi falimentari. Dacă nu primim cât de cât o mână de ajutor sub formă de, subvenționare, de, după stabilirea gradului de calamitare, după procesele astea verbale de calamități pe care le face, pur și simplu vom fi într-o situație financiară îngrozitoare. Aveți o solă irigată și una neirigată. Am la irigat 10% din suprafață în sistemul de aici, în care cred că am dat acum și 8 și 9 ape la irigat. Și am reușit să țin un 300 de hectare de porumb în vegetație, care promite. Tot ce am, alte 600 de hectare de porumb la neirigat, începând în jurul Focșanului, Mărășești, pe partea centrală a județului, nu produc nici măcar un kilogram. Suprafețe de porumb care promiteau acum 3-4 săptămâni că o să-mi dea, nu o producție fantastică, pentru că suntem pe un deficit de apă, dar promiteau în 5-6 tone, astăzi mi-au făcut dovada că nu produc un kilogram. Au venit temperaturile astea de 4 săptămâni încoace de 40 de grade, încât echilibrul ăsta biologic al plantei a fost dat peste cap complet, complet. N-au legat niciun știulete măcar. Ca mine sunt toți fermierii din județ, mai puțin în partea asta de sud, aici unde suntem acum la Măicănești, unde putem uda așa toți fermierii însumat o suprafață de un 6.500-7.000 de hectare. Fără irigație nu mai putem face agricultură. Se mai poate. Vedeți aici colegii udă, unii cu picătura, unii cu pivoți, alții cu tamburi sau toți dintre noi și cu una și cu alta. Deci nu se mai poate. Suntem într-o situație dezastruoasă. De asta aș aștepta acum din partea guvernanților ca sistemul de irigat Bileș-Suraia, care uda cândva la noi în Vrancea peste 45.000 de hectare, să fie reabilitat într-un fel. Nu se poate, acolo nu s-a făcut de nimic. După Revoluție, pur și simplu, acolo nu se irigă niciun metru. Infrastructura primară nu s-a reabilitat, stația de bază care prelua apa în Amonte, de asta de la Nămoloasa, prelua apa de la Biliești, din Siret, deci era nivel acolo. Nu funcționează de 30 și câți ani sunt de la Revoluție, că nu mai știu să-i număr. După ce am văzut porumbul într-o solă irigată, ne-am deplasat și în această zonă unde plantele n-au avut acces la apă. Încercăm să rupem un știulete să vedem care va fi producția de anul acesta. Aceasta este mărimea. Iar numărul de boabe de porumb este acesta. Cum poți obține de la AFIR 100.000 de euro pe an prin DR33? Agenția a publicat luni ghidul solicitantului și anexele aferente domeniului de intervenție DR33, înființarea grupurilor de producători în sectorul agricol și pomicol. Sprijinul acordat va fi de maximum 100.000 de euro pe an și se adresează grupurilor de producători din sectorul agricol și pomicol, care se încadrează în definiția IMM-urilor și care au fost recunoscute oficial de către autoritatea competentă și se va limita la primii 5 ani de la recunoaștere. Potrivit AFIR, intervenția DR33 vizează creșterea cooperării pe lanțul alimentar,
cu efecte pozitive în dezvoltarea exploatațiilor și a accesului pe piață a produselor agricole, prin intermediul formelor asociative, având ca obiective susținerea înființării și funcționării grupurilor de producători în vederea valorificării produselor membrilor, precum și stimularea înființării grupurilor de producători în vederea orientărilor către performanță. Rata sprijinului public nerambursabil va fi de 100% din cuantumul sprijinului și nu poate să depășească 10% din valoarea producției comercializate în primii 5 ani de la recunoaștere. Sprijinul se acordă ca procent calculat pe baza producției comercializate anual prin intermediul grupului, cu excepția primului an, când se poate plăti grupului de producători un sprijin calculat pe baza valorii medii anuale a producției comercializate de membrii acestuia, în ultimii 3 ani înainte de aderarea la grup. Transformă-ți rabla în avans pentru un tractor nou Case IH, Farmol sau Steyr. Titan Mașinării România oferă în această perioadă posibilitatea fiecărui fermier de a-și valorifica rabla, un tractor sau o combină din curte, transformând-o în avans pentru un tractor nou de ultimă generație. Mai mult decât atât, noul tractor pe care fermierii doresc să-l achiziționeze va fi finanțat integral de Titan Mașinării, printr-o ofertă unică pe piață în cadrul campaniei Rabla la Tractoare. Programul Rabla la Tractoare, lansat de Titan Machinery, începând cu data de 1 iulie, presupune faptul că orice fermier care are în curte un tractor mai vechi pe care nu-l mai folosește, îl poate oferi avans pentru achiziționarea unui tractor nou, de ultimă generație, cu o dobândă anuală fixă de doar 2,99%, cu o perioadă de finanțare de la 5 ani de zile și cu posibilitatea ca prima rată să fie plătită abia în septembrie 2025. Bineînțeles că acest pachet de finanțare cuprinde 5 ani de garanție pentru tractoarele mai mari de 150 de cai putere și cu 3 ani garanție pentru tractoarele mai mici de 150 de cai putere. Oferta Rabla la Tractoare cuprinde 0% avans, 2,99% dobândă fixă anuală, perioadă de finanțare de la 5 ani și prima rată în septembrie 2025. În cadrul campaniei lansată exclusiv de Titan Mașinării România, fermierii pot opta pentru tractoare noi de ultimă generație de la Case IH, tractoarele Steyr cu transmisie continuă variabilă, sau pot alege din gama tractoarelor Case IH Farmol 110M cu transmisie PowerShift. Puteți afla mai multe informații de la reprezentanții Titan Mașinării, accesând pagina de contact a companiei www.titanmașinării.ro sau direct de la punctul de lucru din țară cel mai apropiat, pentru a găsi reprezentantul de vânzări. De nevoie iscusit, rubrică realizată de AgroTV cu ajutorul meșterilor din ferme și din gospodării. Vă propunem astăzi un alt subiect dedicat tuturor gospodarilor care se află în căutarea unei metode de hidratare a păsărilor. De această dată mergem în minutele următoare într-o vizită pe canalul de YouTube Animale și Păsări, unde aflăm detalii despre modul de realizare al unei adăpători pentru păsări. Andreea Gheorghiță a descoperit acest canal dedicat nevoilor gospodarilor și soluțiilor neașteptate, dar eficiente. Este un alt exemplu al faptului că de nevoie încep să fii iscusit. În plus, dacă mai și studiezi, atunci limita este cerul. Mulțumesc, Ramona! Rubrica de nevoie iscusit vine în sprijinul gospodarilor cu o metodă ingenioasă, dedicată hidratării păsărilor din curte. Acestea, asemenea oamenilor și animalelor, pot suferi din cauza temperaturilor caniculare. În consecință, apa trebuie să fie la discreție și ușor accesibilă păsărilor. În acest sens, un gospodar ne propune o adăpătoare pentru păsări, realizată din policlorură de vinil. Cu ajutorul unei bormașini, acesta găurește materialul pentru a crea spațiile necesare depozitării apei, unde încapă aproximativ 15 litri. Procesul poate că necesită puțin mai multă îndemânare, dar nimic nu este imposibil. Din cauza timpului limitat, o să vă prezentăm o sinteză din filmare. Tot clipul cu metoda îl găsiți dacă intrați pe canalul de YouTube Animale și Păsări și mulțumim pe această cale tuturor gospodarilor de pretutindeni care își prezinte invențiile pentru a ajuta alți oameni iscusiți. De asemenea, gospodarii care sunt interesați ca să își prezinte invențiile sau soluțiile ingenioase pot trimite filmulețe la adresa andreea.gheorghita@agro-tv.ro pentru a alege următorul iscusit. Asta e adăpătoarea. Ea intră vreo 15 litri, dacă nu mă înșel.
Da, nu uitați să dați un like, să vă abonați la canalul meu și ne auzim la următorul videoclip. Utilaje de top pentru fermele zootehnice. Casper Agri, dealer oficial Triulit în România, oferă fermierilor români acces la cea mai înaltă tehnologie pentru echiparea fermelor zootehnice. Calitatea superioară, performanța și fiabilitatea echipamentelor conferă companiei Triulit poziția de lider pe piața olandeză a utilajelor și sistemelor moderne și profesionale pentru hrănirea vitelor. În portofoliul Casper Agri, fermierii pot găsi remorci tehnologice amestecătoare, echipamente de încărcare, de tăiere, siloz, precum și sisteme automate de distribuire a hranei. Mai multe detalii aflăm imediat într-un interviu cu reprezentanții companiei realizat de colegul meu Marius Milea cu ocazia Zilelor Bălțatei Românești 2024. Vreau să ne dați mai multe amănunte despre aceste remorci tehnologice și de ce ar trebui fermierii să se aplece asupra lor. În primul rând, firma Triulit este de mulți ani, e de vreo 65 de ani, dacă nu mă înșel, în piața imediat. E o firmă de familie din Olanda și fac o gamă, cred că aproape cea mai largă gamă în piață în momentul de față, de la 5 metri cub volum de cuvă până la 5-2 de metri cub volum de cuvă ziua de azi. Plus avem de la ei sistemă de automatizat roboți de furajare cu bucătării furajere, cu robot care distribuie automat furajul în fața animalelor. Asta este o chestie de vreo ultimii 10 ani, dezvoltare nouă. De ce Triulit? În primul rând, calitatea este una din cele mai fiabile remorci în piața, ca durată de viață, că pe, din punctul de vedere tehnic. Adică nu intru acum în detalii chiar tehnice, dar experiența noastră, să vă zic așa, un 10-15 ani, fără mari probleme, ce am pățit și noi, ce am experimentat și noi în ultimii, 20 de ani de când le comercializăm, da. Sunt.
Cât de fiabile sunt aceste utilaje? Deci sunt fiabile în sensul că noi n-am avut pe ele problemă de garanție și până în 10-15 ani foarte mari probleme nu apar la ele. Într-un punct de vedere nu e prea ok pentru noi, că piese puține vindem la ele, dar na, pentru fermier este foarte ok, pentru că este un utilaj care 24 ore din 7 zile trebuie să fie funcțional în fermă. Deci la vaci nu există să nu furajezi sau sâmbătă duminică trebuie să lucrezi utilajul an după an. Fermele de animale închise una după alta, situația este extrem de gravă. Seceta din sectorul vegetal face victime și în zootehnie, iar fermierii din sectorul laptelui au ajuns la capătul puterilor. Mulți dintre crescătorii de vaci se gândesc cu groază la ceea ce va urma peste iarnă, având în vedere că n-au reușit să-și asigure hrana de care ar avea nevoie animalele. Astfel, unii dintre aceștia au ajuns deja la decizii radicale și își închid fermele, pentru că falimentul bate la ușă, a precizat Ionuț Lupu, director executiv al Asociației Holstein Ro pentru AgroTV. Avem chiar în organizația noastră un fermier din județul Călăraș care în perioada imediat următoare va trebui să renunțe la animale pentru că presiunea este deja mult prea mare. Vorbim de un fermier care în momentul de față mulge aproximativ 150 de capete și care efectiv a ajuns la capătul puterilor. Situația nu este una singulară. Se pare că la nivelul întregii țări foarte multe ferme au ajuns aproape de acest punct. Iar măsurile impuse în ultima vreme de guvernanți nu au dus la o îmbunătățire a situației. Noi avem făcute destul de multe simulări, dar mi este frică să se lansăm pentru că de fiecare dată au generat foarte multe, foarte multe discuții. Asta cu siguranță, dacă începem să lansăm anumite cifre, ar fi o pată neagră pentru Ministerul Agriculturii și lucrul ăsta chiar nu ne-l dorim. Situația asta este extrem de gravă și lucrurile astea se vor vedea și din cifre. Mulți dintre fermieri ne-au trimis rezultatele foarte bune ale colegilor din zona de procesare și marjele pe care ei le-au înregistrat. Nu este problema noastră ce se întâmplă acolo, o să veți vedea la pol opus ceea ce se întâmplă în fermele de vaci. Deci e clar că nu mai vorbim de profitabilitate în momentul de față, nu vorbim de marjă, nu vorbim de nimic altceva decât de supraviețuire și ar fi păcat să existe o presiune mult mai mare din partea unor multinaționale în dorința de a bifa profit și mai mare și fără să susțină acest sector cum este vaca de lapte. Orice impunere pe care ar face Ministerul Agriculturii și eu am analizat în repetate conjuncturi modul în care în momente de criză Ministerul Agriculturii sau Guvernul au venit și au impus niște plafonări. Nu ne-am înțeles rostul, nu ne-am înțeles gândirea, pentru că la final tot fermierul este cel care trebuie să plătească orice plafonare care va fi anunțată la raft. Nevoia care s-a transformat în plăcere. Din dorința de a asigura o hrană cât mai sănătoasă copilului său, un tânăr a decis ca să-și cumpere capre. Și pentru că este un om ambițios, a ales o rasă care să fie foarte productivă, dar și extrem de blândă și frumoasă. Pentru că este un exemplu demn de urmat, vă invităm în județul Argeș să-l cunoaștem pe Lucian Burluș. Pentru că a vrut să ducă mai departe tradiția de familie și din dorința de a-și hrăni copilul cu un lapte sănătos, Lucian Burluș s-a îndreptat spre creșterea caprelor. Însă dacă tot investea timp și bani, a întrebat, a citit, s-a documentat temeinic și a ales rasa alpină franceză, iar decizia s-a dovedit a fi lozul câștigător, care i-a oferit satisfacții la care nici nu se aștepta. Ea este o ieduță dintr-o genetică foarte bună, cu o genetică în spate, o ieduță care acum a împlinit un an și 3 luni și i-a venit laptele. Ea este o ea de sterpă. Nu este montată, nu a fătat. Și a format uger și am încercat să o mulg. M-a învățat și pe mine alte persoane și are lapte. Păi da, e normal să fie așa? Din ce am înțeles de la oameni care sunt crescătorii, asta înseamnă genetica bună. Adică din mamă, tată, bunicii foarte buni. Deci e o ieduță care i-a venit lactația fără să fie montată, fără să fete vreodată. Înseamnă că promite. Da, da. Are și măsa. Măsa este o capră tot la fel, de mare valoare. Are undeva la 6 litri pe zi, mama ei. Și a fost singură din mama ei sau a mai avut surori? Am mai avut un frățior, un țăpișor.
Păi înseamnă că numai de aici v-ați scos, v-ați amortizat investiția. Da, da. O să îi opresc pe amândoi frații și Ieduța și Țepișorul. Pentru mine. Până la urmă, că e capră românească, că e capră franceză, e o mare diferență. Este diferență, da, să știți. Și la calitatea laptelui, așa cred eu, după părerea mea, și la cantitate și la calitate și este diferență. Caprele din rasa alpină franceză cuceresc prin aspectul lor plăcut, dar dincolo de acesta au și o producție mare de lapte, ajungând până la 6 litri pe zi. Se aclimatizează ușor, au 2-3 iezi la fătare și sunt foarte rezistente la factorii de mediu, suficiente argumente pentru care crescătorii le aleg. De o facultate nouă, cu suflu nou, vii aici și ești pregătit să conduci în orice domeniu. Super, ce să zic. Viața de student e frumoasă. Chiar dacă aveam de ales, tot la agronomie mă duceam. Înveți management fără să realizezi. Este un management al schimbării pe care îl înveți din comunitatea din facultate. Urmează câteva minute de publicitate, după care continuăm jurnalul AgroTV.